găsit la o nouă emisiune, capitolul 79, Înțelepciune, Transformare. În această emisiune vom vorbi despre însușirile cifrelor. Dacă în emisiunea trecută am vorbit despre simbolistica și magia lor, modul în care am putea să vedem ce reprezintă, cum reprezintă ele, în această emisiune o să vorbim despre însușirile lor. O să vorbim despre zona mentală, zona emoțională, zona fizică, modul în care se manifestă energiile yin și yang din fiecare dintre cifre. Aceste lucruri, însușirile acestor cifre, ne vor ajuta pe noi în interpretarea modului de a fi al nostru. Tot ceea ce v-am vorbit și data trecută, tot ceea ce vorbim și astăzi, este foarte important în modul în care noi ne calculăm și ne înțelegem pe noi înșine. Sunt foarte mulți dintre voi care știu să calculeze numerologic, vorbind până la cifra destinului, da, cum să adune celelalte cifre, cum să le dea o sumă, să-și calculeze cifra destinului. Aceste însușiri și interpretările cifrelor ne pot ajuta să vedem exact și clar cum să modificăm, dacă este nevoie, sau cum să ne trăim viața sau cum să ne modelăm viața pentru ca noi să fim mai fericiți sau să respectăm cadrul de cunoaștere după care noi am fost creați să ne manifestăm în această viață, în această existență. Avem acele cifre de vibrație interioară pe de care noi am mai vorbit în emisiunile noastre, da? De ziua de naștere, de la 1 până la 31. Avem cifra de vibrație socială, luna în care noi ne-am născut. Avem drumul destinului, suma tuturor cifrelor din data de naștere și avem, bineînțeles, cifra de destin care este una singură de la 1 până la 9 și în anumite cazuri de la 11, în anumite cazuri 11 și 12. Mă rog, asta le vedeți voi și le calculați voi. Foarte interesant este, și de asta trebuie să țineți foarte clar cont, majoritatea dintre oameni dorește să ca știe ce cifră destin are, ca să știe unde e destinația lui. Cel mai important este, da, să știu unde ajung, dar cine ajunge acolo? Și pentru a ști cine ajunge acolo, eu trebuie să mă uit la două lucruri. Primul lucru, trebuie să mă uit la cifra mea de vibrație interioară de ziua în care m-am născut, cea care este încadrată între 1 și 31, și ăsta care sunt eu, cum se manifestă social, adică luna în care m-am născut. Și după aia să ajung la destinație, pentru că s-ar putea eu să știu destinul, dar să merg în pădure. Și dacă mi-aș ști aceste lucruri și cifra de vibrație interioară să o interpretez și cifra de vibrație socială să o interpretez, nu mai merg prin pădure, găsesc cărare, pentru că știu cum pot eu să fac treaba asta. Deci înainte de a vedea destinația, toți oamenii cred că au ajuns la destinație, dar nu chiar așa. Am mai spus în alte emisiuni că omul poate să ajungă la destinație dacă, într-adevăr, își dorește să cunoască despre el însuși mai multe lucruri din 9 ani. Pentru că ciclul evolutiv de 9 ani. Așa poate să ajungă. Sau nu poate să ajungă sau nu ajunge niciodată, nu? Sau ajunge odată în viața asta și gata. Sunt oameni care ajung odată la destinație în viața asta și ating destinul și după aia se plafonează. Că nu mai au de ce să trăiască. Mă rog, nu este tema emisiunii de astăzi. Tema emisiunii de astăzi este se numește și vom vorbi despre însușirile cifrelor. Da? Bun. Există cifre mentale, există cifre emoționale, există cifre care vorbesc despre partea fizică a noastră și există cifre care vorbesc despre partea intuitivă. Ele în matricea psihoenergo-informativă sunt puse pe diferiți vectori. Nu predau acum un curs de numerologie la televizor pentru că nu are sens, pentru că la orice curs de numerologie trebuie să desenăm mult și cei care au făcut cu mine cursurile știu asta, trebuie să desenăm mult și aici n-am cum să desenez pentru că sunt în fața acestui pupitru și nu se poate, da? Dar încerc să descriu imaginativ lucrurile, astfel încât voi să le imaginați. Există cifre mentale, așa cum am spus. Cifre mentale care țin de însușirile noastre. Cifrele mentale sunt 1, 3, 7 și 9. Manifestarea lor întotdeauna
și însușirea lor, această însușire mentală și manifestarea lor este întotdeauna mentală. Ea nu ține de zona poetică a vieții, ține de zona prozaică, ține de zona minții. Dintre toate cifrele astea mentale, noi le folosim pe toate, dar fiecare dintre oameni le folosește într-un mod mai puternic sau într-un mod mai puțin bun. Sunt oameni care sunt născuți, de exemplu, un om care e născut pe 13 are două cifre mentale, 1 și 3. Aceste două cifre mentale îi vor genera viața. Sunt oameni născuți pe data de 9, este o cifră mentală, da? Viața o să-i pună într-o situație în care 9 mentalul le va face una alta și tot felul de probleme. Da. Dar ce este cel mai interesant? Este că dacă manifestările lui 1, 3, 5, lui 1, 3, 7 și 9, îmi cer scuze, 1, 3, 7 și 9 sunt manifestări, sunt manifestări mentale, sunt manifestări care țin de puterea minții, să vedem cum sunt astea. Primul rând, am mai spus, 1 este o cifră a omului informat. Deci întotdeauna când găsim această cifră, vorbim despre însușirea omului informat, adică omul care își dorește informații. Oamenii, sunt mulți oameni care își doresc informații și care au foarte multe informații în interiorul lor, dar nu o folosesc. Acești oameni ca manifestare mentală al 1 sunt oamenii cu care ți-e drag să vorbești, dacă au și puterea comunicării, depinde, dar care știu foarte multe, dar nu pun în aplicare nimic. Sunt oameni doar informați. Manifestarea lui 1 mentală este o manifestare pur și simplu care e avidă de a ține minte, da? Deci a ține minte informația respectivă. El își dorește multe informații. În funcție de câți 1 sunt în matricea psihoenergo-informativă, putem să vorbim mai multe, dar nu intrăm în detalii. Să vorbesc în această emisiune în mare. Manifestarea mentală lui 3 este manifestarea omului deștept. Omul care analizează, omul care sintetizează, pe lângă faptul că el primește informația, că în interior 3, da? 3 sunt 3 de 1, dar 1 plus 1 plus 1 egal cu 3. El primește informația, el o sintetizează, da? El o analizează. De-aia sunt zone analitice, sunt oameni care au această zonă analitică foarte puternic dezvoltată. Dar și este o cifră și a creativității. Păi dacă eu am informația în minte și am știut să o sintetizez, să o analizez, unii mai mult, alții mai puțin, își contează, pot să fac ceva cu ea. Adică 3, prima formă de stabilitate. Și așa vă spuneam eu, să vă dau un exemplu de interpretare. Un om născut pe 13, el primește 1 informația și 3 analizează. Analizează și poate fi creativ. Da? 1 plus 3 egal cu 4. 4 este pătratul, am vorbit în emisiunea trecută. Da? Deci informația lui, cu analiza lui, poate să-l încadreze 4 pe el într-o formă de cunoaștere. Deci e foarte simplu. Asta trebuie exercițiu tot timpul. Trebuie să facem și să vedem relația dintre aceste cifre. Cifra 3 este o cifră analitică, este o cifră mentală, este o cifră care aduce cunoașterea, dar și creativitatea. Dacă eu sunt deștept, pot să aleg să fac ceva cu deșteptăciunea asta mea sau pot să rămân mai deștept, fac ceva creativ? Da. Să zicem că mă duc și discut despre foarte multe lucruri în diferite cercuri. Lumea vede că sunt și informat, vede că din 10 cărți pe care le-am citit am extras o idee, adică sunt un om analitic, sunt un om care a făcut sinteza celor 10 cărți pe care le-am citit, da? Și sunt un om deștept. Sunt foarte mulți oameni de genul acesta. Dar e posibil ca ei să rămână aici, în zona de discuție, în zona de cunoaștere foarte profundă, în zona de analiză, de sinteză a diferitelor informații pe care ei le dețin. Și astfel oamenii ăștia se numesc niște oameni deștepți. Ți-e drag să vorbești cu ei, dar s-ar putea viața lor să nu fie atât de minunată și de magică pe cât au ca și formă de cunoaștere. Și îl vedem pe unul care pur și simplu n-a citit decât cărțile de joc în viață și o duce mult mai bine. De ce? Pentru că omul ăla este foarte posibil să fie un om al lui 9, adică un om care se adaptează, un om inteligent.
Vedeți, 3 este deșteptăciune și 9 ține de inteligență. Omul ăla pur și simplu se adaptează în orice situație. Dacă 9 este o cifră mentală a inteligenței, trebuie să observăm că această cifră mentală este una nativă. Deșteptăciunea se dobândește în timpul vieții. Inteligența este nativă. Cu cât un om este mai inteligent și mai adaptabil, cu atât pentru el poate fi mai bine. De ce zic poate fi mai bine? Deoarece un om foarte inteligent se poate lăsa pe tânjeală. Și anume, las că eu mă descurc în orice situație, nu-i problemă, vedem noi ce facem. Sau, poate pur și simplu să fie atât de adaptabil încât și la o sursă de viață mai puțin bună, el poate să fie inteligent în matricea psihoenergo-informativă, să găsim foarte multe cifre de nouă prezente acolo. El se adaptează la orice stimul și atunci, fiind atât de adaptabil și inteligent, să n-aibă o viață prea poetică și să zică că nu-i trebuie. Dar acest om pur și simplu poate să lase pe tânjeală tocmai pentru că se poate adapta, este atât de inteligent încât se poate adapta la orice stimul. Ăla fi el cât de rău ar fi. Dar este important ca unii, este important să vedem că unii se adaptează foarte bine la situația vieții și sunt atât de inteligenți încât pur și simplu fac bani sau prosperă din nimic, vorba cântecului, și din piatră seacăle iese busuioc, așa. Și sunt alții care se adaptează la stimuli externe, adică viața este prea grea pentru ei și atunci se adaptează mediului. Este foarte posibil ca acești oameni să se încadreze, dar este o cifră a omului inteligent. Dacă inteligența cu deșteptăciunea fac casă comună, atunci cele două manifestări, informația 1, 3, sinteza, deșteptăciunea, analiza, cu 9, adaptabilitatea, inteligența, toate acestea se strâng și le aduc pe 7, și anume înțelepciune. Bine, 7 este o cifră mentală a înțelepciunii. Este o cifră foarte puternică. Înțelepciunea poate fi dobândită cel mai mult și cel mai mult din viața trăită. Concret și clar. Modul în care tu ai răspuns la viață, modul în care ai făcut față la viață, îți aduce înțelepciune. Modul în care nu mai repeți greșelile trecutului, îți aduce înțelepciune. Modul în care tu te vrei pe tine mai bun decât cel care ai fost ieri, să spunem. 7 este o cifră care în numerologie generează și ciclul evolutiv de 7 ani și din care noi, numerologii, învățăm și deducem foarte multe forme de calcul și de interpretare ale vieții unui om. Mai mult decât atât, 7 este dezvoltarea pe, ține de dezvoltarea pe orizontală, ca 9, dezvoltarea pe verticală. Într-o emisiune anterioară, cred că chiar în prima emisiune pe care am făcut-o la acest post, am explicat graficul lui 7 și lui 9. Este foarte interesant și foarte important să vedem că folosind informația, folosind deșteptăciunea și creativitatea, folosind adaptabilitatea, inteligența, putem să fim niște oameni înțelepți. Dar înțelepciunea nu o să vină niciodată fără viață trăită. De-aia putem să spunem despre un om care este, chiar n-a citit nimic în viața lui, dar a avut o viață foarte tumultoasă. Dacă vă mai duceți și mai sunt bătrânii satului, oameni care au ajuns la un nivel de înțelepciune fantastică. Eu mulțumesc Dumnezeu, am prins. Oameni care stai, n-au decât 2 clase sau poate n-au nicio clasă și care au înțelepciunea vieții de deprind, te fac să deprinzi toate tainele acestei vieți. Iată că oamenii n-au citit nimic, niciodată. Ei doar au trăit. Înțelepciunea poate să vină și din zona aceasta. Dar ei întotdeauna te vor învăța cum să depășești anumite lucruri. Dar înțelepciunea este 7, este o cifră mentală, modul în care tu ai învățat din greșelile tale și mai mult din greșelile altora. Modul în care tu ai reușit să-ți aduci aminte și să folosești în viața ta niște lucruri.
iată ce aceste patru cifre mentale care vin și se joacă, vin și se asezonează una cu cealaltă. Noi vom trăi aceste patru cifre tot timpul în viață. Chiar dacă unii nu sunt născuți, să zicem, cu cifrele astea, n-au în ziua de naștere cifrele 1, 3, 7 și 9, nu e nicio problemă, ei vor trece. Noi în viața noastră, indiferent de ce dată suntem născuți, trăim toate manifestările cifrelor, de la 1 la 9. Le trăim, concret și clar. Că nu suntem conștienți de ele, aia e altă treabă. Dar le trăim. Bun. Iată de ce oamenii care au în cifra de naștere, sau în ziua de naștere, sau în vibrația socială, sau chiar și la destin, aceste cifre, 1, 3, 7 și 9, sunt oameni care au mai mult tendințe să trăiască viața mental decât emoțional. Noi nu trebuie să ne supărăm pe ei. Din contră, dacă aveți vreun dăsta pe acasă, mentalul, dacă aveți un așa, trebuie să-i dați iubire. Trebuie să-l învățați, să deprindă sentimentele. E mai greu decât la un emoțional, da? Logic, e mai greu. Dar trebuie, dacă îl iubiți, să-l ajutați, să-i dați cât mai multe emoții. Avem cifrele 2 și 6, că tot am vorbit de emoții. Aceste două cifre sunt cifre emoționale. Noi cântărim emoția conform acestor cifre. Adică dacă cei care erau în vibrație cu cifrele mentale se duc într-o zonă a înțelegerii, a minții, acești oameni care sunt pe 2 și 6 sau care au aceste cifre, sunt cifre emoționale. Cifrele 2 și 6 fiind cifre emoționale, ele vin și aduc o stare de spirit. Adică, hai să luăm pe rând, dacă 2 este o cifră întotdeauna doritoare de dinamică, da? Din punctul A în punctul B. Întotdeauna 2 este o cifră dinamică și aș dorește o cifră a comunicării, o cifră a sentimentelor. Azi e bine, mâine e rău, astăzi te iubesc, mâine te urăsc. Iată o dinamică. Eu mă duc ca să aduc. Eu întotdeauna vreau să vorbesc cu tine, că mă răstez sau că vorbesc cald. Nu contează. 2 este o cifră, tot timpul 2 este o cifră dinamică. Tot timpul 2 vorbește, tot timpul 2 încearcă să ducă în față și în spate, în stânga și în dreapta. Tot timpul este, iată, o cifră a emoționalității. O cifră pe care niciodată, emoțional vorbind, nu o prinzi. Gândiți-vă că această emoție a lui 2, fiind foarte dinamică, nu poți să o prinzi în ceva. De-aia oamenii care sunt născuți pe 2, nu poți să le prinzi emoțiile. Uite, așa mă iubește și gata. Nu că s-ar putea așa să te iubească azi, dar mâine s-ar putea să te iubească altfel. Și iată, de ce un personaj născut pe 2, să zicem, sau un personaj născut pe 20, are o dinamică afectivă foarte puternică. El trebuie întotdeauna să înțeleagă. Sunt mulți oameni care au această dinamică a lui 2 în zona comunicării. Vorbesc mult și te plictisesc. Să te ferească Dumnezeu să vorbești la telefon cu un 20 care e rănit din amor, că ăla te ține vreo 5 ore. Da? Și mai ales dacă tu ești un om care ești mental, ești născut pe 3, să zicem, sau pe 7, n-ai niciun chef de el. Dar, aia e. Dacă ești pe 9, e bine, că te adaptezi și e bine. L-asculți, poți să lași telefonul jos, să ia, să adaptează, lasă telefonul și își fac treburile și mai zic un da, da, și asta e. De-aia spun, e bine să stai. Eu care sunt într-o cifră afectivă 2, sunt rănit și sun pe cineva și vreau să, păi, să mă uit pe cine sun. Dacă eu știu chestia asta, nu o să sun, eu fiind doi rănit în amor, nu o să sun un 7, pentru că ăla n-are niciun chef de mine. O să sun un 6, pentru că ăsta vrea să facă echilibru, vrea să aducă echilibru. Și 6 o să fie dispus să mă împace pe mine cu mine, ca să spun așa. Să aducă echilibru. 6 e dispus să stea cu mine 5 ore la telefon și să mă înțeleagă. Ele două sunt, să înțeleg bine una cu alta, sunt bun prieten 2 și 6. De-aia sunt cifre afective. 2 este mai dinamic și mai animat, așa? Și 6 e mai împăciuitor. Iată, altă formă afectivă.
Șasele fiind o cifră afectivă și emoțională, e mai împăciuitor. El își dorește să fie bine și pentru unul și pentru celălalt. De aia șase este cifra familiei și oamenii își doresc să fie în echilibru în familie. Nici ca tine, nici ca mine. Șase întotdeauna își dorește să împace, întotdeauna își dorește să fie bine. 6 este o cifră emoțională. Mulți spun, am văzut peste tot, că este o cifră a iubirii. Ok, să o numim o cifră a iubirii. Eu m-aș abține. Dar putem să o numim pe pământ aici la noi o cifră a iubirii. Și vedeți, aceste două cifre emoționale sunt foarte bune. Dacă un om este născut pe 2 și se întâlnește cu un om născut pe 7, n-au nicio treabă. Unul e hiperînțelept, hipermental și ăsta e hiperemoțional. Sunt două cifre care ăla dă esența lui 7-7, adică mentalul, cel mai mental, dacă pot să mă exprim așa, și cifra lui 2, emoționalul. Și atunci este clar că cei doi s-ar putea să nu vibreze unul cu altul. În compatibilități, v-am spus într-o altă emisiune, puteți să căutați să vedeți care e compatibilitatea lui 2 cu 7. Și atunci se întâmplă ceva acolo. Da, este bine să vedem cum relaționez eu cu un om emoțional, cum relaționez eu cu un om care are aceste lucruri. Dacă 2 este foarte dinamic între două puncte și este foarte emoțional și asta e însușirea lui. Dom'le, emoționalul, emoțional. Omul care vorbește tot timpul. 2 poate să fie și omul care umblă cu vorba. Adică e ca în filmul ăla, dacă vorbește despre tine, dacă îți vorbește ție despre mine, cu siguranță și mie o să-mi vorbească despre tine. 2 întotdeauna nu stă locului. Da, 6-le este o cifră emoțională a celui care este cel care pune la suflet ca să-i împace, ca să-i fie. Vedeți, o altă manifestare emoțională, 6. Este cel care vrea să fie bine, care vrea, și dacă nu așa, nici cu binele, nici cu rău, el tolerează și una și alta. Și la un moment dat se satură, adică zice, gata, pune stop. Deci un 6 pune mai repede stop după ce a încercat toate variantele emoționale care îi stau, pentru că el este împăciuitorul, este cel care te învață, vrea să te învețe, vrea să spună, vrea să fie bine pentru toată lumea. Dacă nici tu nu și nu și nu, pleacă. Pe 2 îl mai întorci dându-l, pe 6 nu. Iată emoționalitatea cum se manifestă foarte mult. Iarăși oamenii care au aceste cifre fiind foarte emoționali, ei sunt tentați să ia deciziile din punctul ăsta de vedere, emoțional. Adică o să ia decizia dacă îi place de tine, ca zic așa. Pe când un 7 niciodată nu o să ia, dacă nici lui nu-i place sigur de tine. Vrea să îi place de tine dacă ești un om deștept, un om informat, un om înțelept, atunci îi va plăcea de tine. Dacă nu, poți fi tu urât sau frumos, nici contează. 7 e o cifră dificilă, de-aia vorbesc eu mult despre această cifră. Una dintre cele mai dificile cifre. Bun. Dacă am vorbit de aceste cifre emoționale, care în relație cu cifrele mentale am putea să spunem că sunt în opoziție, ele nu sunt în opoziție, pentru că dacă folosim și mintea și emoția și totul, atunci dorințele se vor îndeplini. Gândiți-vă așa, mintea lui 1 cu dinamica lui 1 cu emoția lui 2. Ne dă pur și simplu o formă de stabilitate 3, ne dă o întruchipare, pur și simplu, o întruchipare a dorințelor și a viziunii noastre. Dar asta este o artă să împaci o cifră mentală cu o cifră emoțională. Pentru că unul va gândi într-un fel și altul va gândi în altfel. Deci simbioza dintre aceste două ține de o mare cunoaștere a propriei persoane. Eu de-aia vă dau exemplul ăsta și vă spun. Pentru că e important să te cunoști pe tine. Dacă eu în relație cu un emoțional știu să pun problema, acel emoțional va fi prietenul meu. Dacă un emoțional în relație cu un mental va ști să pună problema, atunci cei doi vor fi în regulă. Și o să vedeți de ce după un scurt moment de pauză. Ne revedem!
Am revenit după pauză și vorbeam despre și am vorbit despre cifrele mentale 1, 3, 7 și 9 și despre cifrele emoționale 2 și 6. Manifestarea acestor cifre, da? Însușirea acestor cifre. Este de adăugat, dacă tot vorbim de mental și de emoțional, este de adăugat faptul că vom vedea că aceste cifre, după ce o să le prezint manifestările tuturor, o să le prezint și însușirile yin-yang și o să vedeți că se leagă oarecum aceste lucruri. Mai mult decât atât, o să vedem și însușirile masculine și feminine date de elementele masculine și feminine. Pentru că sunt elemente care țin de zona de dezvoltare pe orizontală și elemente care țin de zona de dezvoltare pe vertical. Bun. Dacă am vorbit de cifrele 2 și 6 care sunt emoționale, ar trebui să vorbim și despre cifrele 4 și 8 care sunt cifre fizice. Manifestarea este fizică, adică se vede manifestarea lui. Un 2 și un 6 se pot manifesta în interior, fără să vadă nimic. Un 1, 3, 5, 1, 3, 7 și 9 se pot manifesta tot în interiorul minții, fără să vadă nimic. Mai mult cifrele mentale 1, 3, 7 și 9 sunt foarte clare, care sunt fiind mentale, ele au o viață internă, mentală și nu prea vedem noi multe lucruri. Emoțiile sunt interioare, dar 4 și 8 sunt cifre fizice. Mai devreme sau mai târziu vom vedea manifestarea lor foarte clar și concret. Da? 4 este o cifră fizică, este o cifră a construcției concrete. Da? Un 4 este cel care stă în pătratul său, da? Sau este cel care la un moment dat își dorește dintr-o dată așa să iasă din pătrat. E foarte greu, va fi foarte greu unui 4 să iasă din pătrat, să se ducă în zona reconstrucției. Și manifestarea lui o să o vedem foarte clar și foarte concret. Însușirea acestui pătrat o vom vedea în două moduri foarte clare, în trei moduri foarte clare. Primul mod, care este cel mai pașnic, să spunem așa, îl vedem cum pur și simplu își construiește ziduri unul peste altul în jurul lui, așa. Ziduri, 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 ziduri de nepătruns. A doua manifestare a lui 4 este o manifestare în cazul depresiei, în cazul tristeții. El este foarte trist în pătratul lui acolo și așa se manifestă. Sau ultima manifestare a furiei. Tot fizică e și asta, da? Adică se vede, face urât așa. S-a apucat să facă curat în casă, s-a apucat să văruiască, s-a apucat să distrugă pereții, să-i pună la loc. Iată o manifestare foarte puternică. Ele fiind 4 și 8 cifre fizice, aici trebuie să avem grijă și la zona alimentației. Da, pentru că au tendințe să exagereze cu alimentația, pe de-o parte. Pe de altă parte, au tendințe să stea nemâncați pur și simplu cu zilele. Depinde de la caz la caz, depinde de la om la om. Da? Mai mult decât atât, ei au tendințe din acestea să spună că sunt bolnavi, nu că sunt bolnavi, să spună că sunt bolnavi, să se autovictimizeze. Iată o senzație, mai ales la 4, foarte, foarte puternică. Deci manifestarea fizică este foarte... Îl vedem că face sport, iată, are o manifestare a lui 4 fizică foarte bună, face 50 de flotări, după care sare de la etaj, fără parașută, vine înapoi pe scări, iar mai sare o dată, iar vine pe scări înapoi. Adică mai sunt și astfel de oameni cu energia lui 4, în pătratul lui ei pot face orice. Pe zona emoțională, acest 4 se manifestă în funcție de cifrele componente. Pentru că un 4 născut pe 22 este diferit de un 4 născut pe 13. De-aia am și început mai devreme puțin cu cifrele mentale și emoționale. Pentru că facem niște lucruri, niște corelații, da? Dacă 4, vorbim despre un 4 din 22, pe ăsta o să fie în pătratul lui hiperemoțional. El întotdeauna o să fie într-o stare de depresie azi și mâine de veselie. El va fi întotdeauna mai doritor să expansioneze în conformul la 2 de, da? Sunt 2 de 2 aici, da?
întotdeauna va trăi niște stări emoționale în cadrul pătratului, se va vedea pe el fizic, da? Va fi slab sau gras. Dacă are multe frustrări, un 22 se îngrașă, că frustrările îngrașă corpul. Dacă are multe scandal în el și tot timpul se ceartă, poate să fie un slăbănoc de la care se ceartă tot timpul. Da, un 4. Dar un 4 din 13 e altceva, că este o manifestare mentală, 1 și 3 cifre mentale. Ăsta va ști ca inginerul cum să construiască tot în jurul lui, inclusiv gardurile. Inclusiv un cadru, va fi un cadru foarte clar care se va plia perfect pe diferite reguli sociale. Nervozitatea lui va fi mentală, da? Nervozitatea lui, când se va înfuria, va distruge totul pentru că el le-a construit. Iată pe 4 ca manifestare și ca însușire a unei cifre fizice. 8-ul este tot o cifră fizică, da? Fiind o cifră fizică, 8-ul, este foarte important să știm că în 8 sunt 2 de 4, da? Iată că acest personaj nu mai este cel care își construiește cutia lui. Este o cifră a lumii 8. Este cel care pleacă. Manifestarea lui 8 cea mai bună și cea mai clară este plecatul. Ăsta nu poți să-l ții în casă pe ăsta. Dacă 4 stă numai în casă, 8-ul stă numai afară. Adică dacă lui 8 vrei să iei libertatea asta, adică să iei drumurile lui, el se duce tot timpul, pleacă pe undeva, pleacă în excursie, pleacă, ar fi bine să aibă un serviciu care este un du-te vino, se duce în stânga, se duce în dreapta, se duce să facă shopping, îl trimis la magazin să-ți cumpere aia, du-te vino, du-te vino, la piață, negociază el acolo, știe pe toți din piață. Dacă iei chestia asta, astea sunt manifestările fizice ale 8. Dacă iei chestia asta și îl bași pe 8 în pătrat, 8 întotdeauna se va înfuria și va avea un exces de un exces de furie așa destructiv, foarte destructiv, adică va putea dintr-o lume 8 în altă lume să ia o hotărâre. 1 e un punct între cele două circulații, un punct, va lua o hotărâre de gata, pleacă de acasă și a luat 5 valize, nu 5, că nu poate să care atât de mult că nu-i place, o să-și ia o valiză, două cu el și a plecat, nu-l mai vezi. Unde a plecat? A plecat în lume. Iată, aceasta este manifestarea fizică sau manifestarea pur și simplu a lucrurilor foarte clare. Dacă 4 și 8 sunt două cifre fizice, noi putem să ne dăm seama că ele sunt și cifre stabile, dar trebuie să le înțelegem. 4 este mai stabil decât 8, dar e mult mai periculos, pentru că niciodată în interiorul 4 nu știi ce se întâmplă. În pătratul al lui nu știi ce se întâmplă. Pe când pe 8, dacă îl lasă să ducă să vină, pe el este și un om, 8-ul, de exemplu, este pe cifra, pe vectorul social, deci el este un om care poate să socializeze. Și atunci vei afla, vei vorbi cu el dacă nu e libertat. Pe când 4 este o cifră pe un vector mental, ce e mintea lui, în pătratul lui, între zidurile lui, nu o să știi niciodată. Poate nici până la moarte nu o să știi ce e acolo. Da, dacă e un 4 curat sau un 31 sau un 13. Dacă e un 22, îi mai scapă. Deci e clar că lucrurile se întâmplă într-un anumit fel și că manifestarea lor este foarte clară, fizică. Deci trebuie să avem grijă la tot ce înseamnă fizic, tot ce înseamnă mâncare, tot ce înseamnă efort, tot ce înseamnă muncă pe zona aceasta. 4 muncește foarte mult. El ar fi în stare să muncească până la epuizare, să sape 15.000 de gropi. Pe când 8-ul muncește, cum să spun, la modul că face prea multe drumuri, se epuizează prea multe comisioane. Pur și simplu. Așa se întâmplă. Deci iată cum aceste două cifre sunt în zona fizică. Având această paletă de cifre, da, de la 1 până la 9, am vorbit despre toate cifrele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 și ne mai rămâne o cifră, cifra 5, care este o cifră intuitivă. Cum să vă zic eu, 5 este genul de cifră care niciodată nu știi cum să o iei. Adică dacă ai avut impresia că totul e ok, astăzi, mâine s-ar putea să nu mai fie ok.
este o cifră care se bazează foarte mult pe intuiție, pe niște stări de spirit ale, dacă 5 este un om dezechilibrat din punct de vedere mental, emoțional, el întotdeauna nu va face altceva decât să aducă dezechilibru la nivel de artă. Dacă este un om foarte echilibrat și este pun pe sine, va aduce echilibru la nivel de artă. Vedeți, 5, v-am mai spus și în alte emisiuni, nu este o cifră care să țină de calea de mijloc. 5 este o cifră de alb sau negru. Ăsta poate să fie un om de o anumită ținută și un om extraordinar, care să îl vezi și să manifeste fantastic de repede și să fie pâinea lui Dumnezeu, dar poate să fie și un om care stă în camera lui, se uită la televizor, mănâncă și atât. Nu produce nimic. Cinciul este un om care poate să integreze în interiorul lui cunoașterea foarte puternică, aproape de perfecțiune, dar să nu fie util social din niciun punct de vedere, să fie numai pentru el. Și această intuiție a lui este că oricum voi sunteți abar, n-aveți, dar eu le știu pe toate și de-aia le țin în mine. Sau poate să fie un om care să, în urma lui, să lase pur și simplu numai succese și numai lucruri minunate. Bineînțeles că poate să lase și răutăți. Sunt oameni care, fiind intuitiv, se retrag în ei înșiși așa. După care ies afară, după care iar se retrag, după care iar ies. Cinciul se potrivește foarte bine ca și manifestare mult cu șaptele, pentru că și ăștia sunt, ies și intră în ei când vor. Sunt două cifre foarte importante, 5 și 7, care ies și intră în interiorul lor când vor ei. 7 e mai dibac în chestia asta, 5 este mai puțin. De ce? Pentru că fiind o cifră intuitivă, 5, el mai este, cum să spun, receptiv la diferiți stimuli. Mai este receptiv la stimuli emoționali, la diferiți stimuli mentali, fizici, tot felul de stimuli, adică tot felul de lucruri care îi pot atrage atenția. Și de-aia mai pot ieși, pur și simplu. Am simțit eu că acum trebuie să ies în parc și ieși în parc. Dintr-o dată așa, n-avea nicio treabă, afară plouă, totul e aiurea, dar el a ieșit în parc să plimbe fără umbrelă. A simțit el așa. Un 7 niciodată nu va face chestia asta. Își va lua umbrela dacă simte el că are nevoie să iasă în parc și știe exact cum și în ce fel se întâmplă lucrurile. Dar ei sunt mai impulsivi. Mai pur și simplu au simțit ei că fac așa. Aceste simțăminte nu sunt ca cele al lui 2 sau al lui 6, adică al lui 2 dinamica asta de pasională, deci dorește el să facă tot felul, sau 6 a împățuitorului. Sunt chestii pur și simplu dintr-o dată așa. Astăzi ai impresia că este cel mai mare cuceritor al lumii și mâine nu te bagă în seamă. Nici nu zice bună ziua. Deci, dacă doiul se va manifesta în zona emoțională și a doua zi și a treia zi că îi place lui, că nu știe, cinciul poate să manifeste totul azi și mâine nici să nu te mai bagă în seamă. Mâine zice, da, ce, s-a întâmplat ceva? Deci, pur și simplu, dintr-o dată, este o cifră a extremelor. Da, eu am lăsat-o separat. Această cifra extremelor, această cifră intuitivă, poate trăi fantastic în relație cu toată lumea, în perfecțiune cu toată lumea, dacă își aduce plus valoare, dacă aduce autocunoaștere în viața lui. Un 5 trebuie să aibă autocunoaștere în interiorul lui, dar trebuie să și manifeste acea energetică. Pentru că dacă nu o manifestă acea energetică, atunci el se va simți interiorizat. Și îl vom găsi în camera lui cu cărțile lui, cu perfecțiunea lui, ordinea lui acolo. Poate să fie ordine, poate să fie dezordine, dar pentru el e ordine. Așa. Și nu va vorbi. Dar dacă el a ieșit din el, poate să fie un om care zice lui. Cunosc oameni care au cifra de vibrație interioară 5 și sunt în depresie tot timpul. Tot timpul sunt în depresie. Și cunosc oameni care au cifra de vibrație interioară 5 și sunt niște oameni prosperi care au niște funcții importante și care au de toate în viață. Întotdeauna există un preț la zona lui 5, de-aia fiind o cifră intuitivă și fiind o cifră de moment, așa, întotdeauna există un preț. Prețul pe care îl plătește un 5 depinde de dominantele pe care le are. Dacă are dominanta financiară, va avea foarte mulți bani, e posibil să plătească pe zona emoțională.
dacă are zona emoțională și este cel mai tare din oraș, din România, din lume, cel mai frumos, vorba lui Pitiș, cel mai frumos din orașul ăsta, el poate să fie cel mai frumos, cel mai bun din punct de vedere erotic, cel mai, cad femeile jos după el, dar din punct de vedere financiar să fie la pământ, să fie îndatorat și paraîndatorat. Sau ca femeie poate să fie o femeie superbă, să întoarce soarele după ea. Dar efectiv, ca zonă financiară, să nu stea bine. Să stea bine din punct de vedere financiar, să stea din punct de vedere fizic foarte bine, din toate punctele de vedere, dar efectiv, dintr-o dată să pățească ceva. Astea sunt cazuri mai rare. Nu ne vorbim acum. De aici vine din interior. Vedeți că toate aceste manifestări, dacă în zona lui 5 am vorbit despre manifestarea intuitivă, ei aparține un element și anume yang-ul, deci zona yang, zona de manifestare, zona de lumină, zona de receptivitate, pur și simplu expansionistă, deci nu de receptivitate, o zonă expansionistă, și este un element de foc, deci el se aprinde, se stinge. Iată cum îl vedem pe 5 într-o zonă foarte poetică, ca să spun așa. Pe lângă 5 mai sunt și încă două cifre de foc, și anume 1 și 9. Vedeți, am vorbit de omul informat, de omul care vrea cât mai multă. El e ca focul, el e dinamic, este o energie yang, este o energie puternică, este o energie care își dorește să facă tot timpul câte ceva. Și 9, el se adaptează tot timpul să facă, tot o energie de foc. Numai că focul 1 pur și simplu arde pentru a fi văzut. Focul 5 arde, este focul pasiunii, arde pentru a genera pasiune și patimă, iar focul 9 arde pur și simplu pentru a încălzi, pentru a aduce lumină, pentru a putea să, dacă este cazul, să pârjolească pentru a se înnoi. Vedeți, sunt focuri diferite. Energia Yang, toate trei. Dar ele sunt diferite. Ca și formă de manifestare umană, conform celor care vi le-am spus eu, le puteți vedea altfel. Da? Pentru că sunt trei cifre de foc în matricea psihoenergo-informativă și fiind aceste trei cifre de foc, ele se manifestă într-un anumit fel. Mai mult decât atât. Avem și cifrele de aer. Două cifre sunt de aer, 3 și 7. Vedeți, ambele cifre sunt mentale și fac parte din zona aerului. Dacă în zona focului și în zona energiilor yang avem două elemente, îmi cer scuze, focul și aerul, în zona energiilor yin avem apa și pământul. Și o să vorbim imediat. Iată că zona masculină, zona dominantă, zona expansionistă, vine pe zona cifrelor de foc și de aer. Adică 1, 3, 1, 5 și 9 de foc, 3 și 7 de aer. Cifrele de aer sunt niște cifre foarte interesante ca și informatizare, ca și însușire, ca și manifestare. Pentru că într-un fel e aerul 3, și în altfel este aerul 7. Cunoașterea lui 3 este foarte importantă pe zona aducerii în interiorul ființei. Pe când cunoașterea lui 7, aerul 7 este un aer care vrea să fie respirat de alții. Dacă aerul 3 este pentru sine, aerul 7 este un aer pentru toți, manipulativ. Vedeți? Adică treioarea aerului și să mulțumește acolo. Și e bine și e totul minunat. Pe când șaptele își dorește această cunoaștere a aerului, cunoașterea de sus, dar trebuie ca aerul pe care el îl generează să fie respirat și de alții. Iată dorința de control, mai mare al lui șapte decât al lui trei. Aerul este un element care este peste tot și niciunde. Nu pui mâna pe el niciodată. Poate crezi tu că pui mâna așa pe el, dar n-ai pus niciodată. Dar este peste tot aici, în studioul ăsta este aer, afară, peste tot. Da? E peste tot și nu-l vede nimeni. Gândiți-vă că 3 și 7 sunt două cifre în felul acesta, ca manifestare.
dar 3 este mult mai sociabil, mult mai pentru el și poate fi văzut. Dacă vreți, este un aer colorat, un abur colorat. Întotdeauna ați văzut cum sunt tot felul de chestii de astea cu fumigene sau tot felul de chestii de genul acesta colorate, da? Pe când 7 este un aer incolor, insipid, deci pur și simplu nu-l vede nimeni, dar el este. Pe 3 îl vezi. De-aia vedeți manifestările acestor cifre ca și formă. Ele sunt manifestări yang, deci ele întotdeauna se vor manifesta, se vor vedea. Și văzându-se, e altceva. Cifrele yin sunt 2, 6, 4 și 8. 2, 6 am vorbit că sunt două cifre emoționale. Ele aparțin elementului apă și sunt cifre yin. Adică această apă care vine ca și zona sentimentelor, ca și zona emoționalității, este și în cazul acestor cifre 2 și 6 diferită. De ce este diferită? Pentru că, v-am mai spus puțin mai devreme, într-un fel se manifestă 2-ul și într-un fel se manifestă 6. Emoționalitatea lui 2 este una și emoționalitatea lui 6 este alta. Dacă aceste două cifre sunt de apă, atunci pe 2 l-am putea reprezenta ca o ploaie foarte rece și torențială, ca un val foarte puternic care vine și izbește malul, ca un râu de munte care curge foarte repede. Așa l-am reprezenta apa lui 2. Dar pe 6 îl manifestăm ca un lac foarte liniștit și frumos și în care putem admira un apus sau un răsărit, o mare liniștită. Pur și simplu putem să vedem un pe 6 apa, un 6, un fluviu care curge ușor, lent. Deci iată într-o zonă macro. Știm foarte clar că marea, dacă se înfurie și s-a întâmplat furtună pe mare, a scufundat tot. Un lac, dacă nu îl respecti și te avânți acolo și îți bagi joc, are tot felul de vârtejuri din acelea care te trag în jos. Fluviu, tot așa, are tot felul de chestii de genul ăsta. Deci iată că energia afectivă a apei, a lui 6, pare a fi liniștită, dar în adâncuri este o energie foarte puternică care imediat, dacă pur și simplu îți bagi joc de o mare liniștită și frumoasă, de un lac minunat, de munte, de un fluviu minunat, atunci te poate înghiți direct. Pe când un râu de munte, cum este doi, curge așa rapid, te speli pe mâini, te răcorești, te speli pe ochi și mergi mai departe. Pot fi și pietre pe care poți să cali să treci. Sau ploaie torențială al doi, care vine și te udă până la piele, la un moment dat se va opri și te vei usca. Da? Gândiți-vă un val așa puternic al doi care vine și te izbește și pur și simplu distruge ceva, dar el se va pierde în mare din nou. Aceasta este energia afectivă a celor două cifre emoționale a apei. Zona yin este o zonă de introspecție, adică de ce se întâmplă lucrurile astea, ca să învățăm ceva în interiorul nostru. Ca yin, o energia din interiorul nostru să iasă cu învățarea expansiunea energiei yang, în expansiunea energiei yang. Și mai avem și două cifre de pământ, da? Cifrele 48 care sunt de pământ, deci fizic, concret, adică punem mâna, nu? Ele se manifestă. Este clar ca și forma de stabilitate, ca și forma pământului. Pământul e stabil, da? Nu? Călcăm cu toții pe pământ, ne simțim în siguranță când suntem pe pământ. Ele pot genera siguranță și 48 ca și cifre, niște cifre fantastice, care generează siguranță, care generează așezare. Numai că pământul 4 este un pământ care, dacă nu-l uzi întotdeauna, se va face sterp, se va face bătătură, așa cum e la țară, știți, cei care aveți rude de la țară, iar pământul 8 întotdeauna va avea grijă tot timpul să fie un pământ fertil și dacă n-ai grijă de el, te va înghiți și pur și simplu
se va pune în lor. El se hrănește cu energia celorlalți. Dacă 4 este o uliță de sat, ca și stabilitate, ca și formă de manifestare fizică a Pământului, 8-ul este autostradă, nu știu, te benzi pe sens. Aici este diferența de manifestare între cele două zone, cele două cifre. Da, iată că am ajuns și la finalul acestei emisiuni, dar a trecut destul de repede. Și, ca de obicei, vă spun în încheiere, să fiți mai înțelepți cu o secundă și mai transformați cu două secunde. Toate cele bune, ne revedem!